Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cultura și Educația între trecut și viitor. Astăzi am deosebita onoare să-l am alături de mine pe rectorul Universității de Stat din Pitești, domnul Dumitru Chirleșan, și să vorbim împreună despre deschiderea noului an universitar. Pentru un salut frumos din partea noastră, pentru că și eu sunt angajată a Universității, așa cum dumneavoastră bine știți, am să vă citesc câteva rânduri din Gaudeamus. Cei care sunt studenți deja știu ce este Gaudeamus, cei care nu știu, am să le spun că este considerat imnul studenților. Așadar, Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus, postiucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habebit humus. Vivat academia, vivant professores, vivat membrum quod libet, vivant membra quelibet, semper sint in flore. Cu toții, studenți și cadre didactice universitare, să avem un an universitar bun, 2019-2020, și să ne vedem cu bine în fiecare an în clasele, în sălile de curs ale universității. Așadar, vă spuneam că l-avem alături de noi pe domnul conferențiar universitar, doctor inginer Dumitru Chirleșan, rectorul Universității de Stat din Pitești, căruia îi adresez chiar acum un salut și sincere mulțumiri că a acceptat să-și răpească din timpul dumnealui atât de prețios, fiind foarte, foarte ocupat, pentru a fi astăzi în dialog cu noi, pentru studenții noștri și pentru cei din Râmnicu Vâlcea și pentru telespectatorii din Vâlcea. Bună ziua, domnule rector! Bună ziua și vă mulțumesc eu înainte de toate pentru că m-ați invitat să purtăm această discuție. Eu, Da. da, mă bucur sincer că am ocazia să mă adresez locuitorilor județului Vâlcea, pentru că pentru noi au fost, sunt și rămân unii dintre principalii beneficiari ai eforturilor noastre academice. Da, sigur că da, Universitatea din Pitești și-a dorit să vină aproape și să-i ajute pe toți cei care își doresc să participe la cursuri universitare, pentru că, iată, noi știm că nu toată lumea își permite să meargă poate într-o altă țară sau un alt județ și noi am încercat să ne pliem și pe nevoile celor din Vâlcea. Universitatea deschizându-și aici o filială la începutul anilor 2000, care a crescut frumos și care în continuare oferă servicii tuturor. Noi vom urmări chiar spre sfârșitul emisiunii imagini de la festivitatea de deschidere anului universitar, care a avut loc aici în Râmnicu Vâlcea, la filiala noastră. Haideți să, dacă puteți, să le spunem câte ceva telespectatorilor noștri despre ce înseamnă Universitatea din Pitești, despre ce oferă, despre cum este ea catalogată la nivel național, pentru că noi beneficiem de un statut deosebit prin munca dumneavoastră, a întregii echipe și a tuturor cadrelor didactice și a studenților. Da, Universitatea din Pitești acum în 2019 spre 2020 se prezintă ca o instituție academică solidă cu un pic peste 10.000 de studenți și cu 400 de cadre didactice titulare, încă vreo 200 și ceva de cadre didactice asociate. Este o universitate cu 54 de programe de studii de licență și cu vreo 56 de programe de studii de masterat, 10 școli doctorale în care se pregătesc circa 200 de doctoranți. Deci, iată o universitate comprehensivă cu foarte multe deschideri, cu o ofertă extrem de largă pentru toate dorințele copiilor noștri, pentru că nu odată am spus-o și o repet, suntem și existăm, rațiunea noastră de a exista sunt copiii noștri. Ai noștri, ai dumneavoastră, ai colegilor noștri din Vâlcea, ai cetățenilor Râmnicu Vâlcii și a întregului județ Vâlcea. Deci noi pentru asta existăm. Nu avem alt rol, nici nu ne dorim un rol mai mare, mai important, ci acela de a oferi satisfacții profesionale copiilor noștri. Da, în timp ce noi doi discutăm, eu le prezint câteva imagini telespectatorilor din ghidul studentului, da, la UPIT, studenție la UPIT, câteva imagini elocvente pentru a ști cam ce înseamnă viața de student, o Da, scurtă privire la noi vor putea găsi dinăuntru. de la inginerie nucleară până la filozofie,
filologie, educație fizică și sport, tot felul de specializări, după pornirea și după gusturile și după talentul fiecăruia dintre noi, inclusiv specializări cu caracter artistic, teatru, muzică, toate sunt oferite de Universitatea din Pitești. Și mai mult decât atât, știu că le oferim și posibilitatea de a fi studenții Erasmus, un lucru pentru care dumneavoastră ați luptat foarte mult. Da, am ajuns într-o situație interesantă de a avea foarte multe acorduri Erasmus pentru mobilitate studențească de diverse feluri. La nivel de țară, ca să știe și telespectatorii noștri. Mobilitate de educare primară și permanentă. Și iată că, la ora actuală, cred că foarte greu mai găsim, nu zic în Europa, chiar pe glob pământesc, vreo țară în care să nu putem să ne trimitem studenții la specializare. Avantajul lor, deci cine alege Universitatea din Pitești are și această posibilitate extrem de bună de a fi student Erasmus pentru un semestru sau chiar pentru un an universitar întreg, da, în timpul studiilor de licență sau în timpul studiilor de master, dacă nu mă înșel, nu? Exact, ei pot beneficia de-a lungul vieții de trei categorii de mobilități Erasmus, mobilitate de studii, mobilitate de formare profesională și școli de vară, module intensive, într-una din țările partenere. Da. Știu că, de asemenea, pentru a le face viața cât mai ușoară, avem îndrumători care se ocupă de acești studenți ai noștri, avem un centru de consiliere și orientare în carieră, al cărui scop este să ofere astfel de consiliere pentru ei. Și centru care... Vă spun cu mâna pe inimă că face eforturi extraordinare pentru toți studenții noștri. Avem acolo un colectiv extrem de angajat și de entuziast de-a dreptul. De fapt, știți cum zice, omul sfințește locul, iar doamnele și domnișoarele profesoare care lucrează în centru de consiliere sunt cu adevărat dăruite cu acest spirit de a îngriji și de a ajuta și de a consilia. Cred că scopul colegilor noștri este de a-i face pe studenți să se integreze mai repede și să se simtă ca acasă. Au un rol foarte important. Unui profil personal, îi se caută studentului potențiale ținte pentru practica profesională, pentru practica de vară, stagii plătite. Deci se face o corelare foarte bună cu ceea ce mediul socioeconomic ne oferă nouă Universității din Pitești. Cum vedeți dumneavoastră, ca rector, știu că ați fost și de curând la o întâlnire a rectorilor, cum vedeți situația învățământului universitar din România în prezent? La ce să se gândească potențialii studenți sau cei care încă nu s-au hotărât spre ce universitate să se orienteze în anul universitar viitor? Păi o să vă spun întâi că în peisajul academic din România, Universitatea din Pitești, relativ recent, după o evaluare instituțională din 2018, a primit anul acesta în primăvară, în 2019, calificativul de universitate cu grad de încredere ridicat. Deci, cel mai înalt grad posibil de evaluare din perspectiva calității academice. Iată, deci, că Universitatea din Pitești a pătruns în Liga 1, cum se zice, între universități mari, între cele mai tari universități din România și nu întâmplător, pentru că, într-adevăr, în ultimii 4 ani s-au făcut eforturi uriașe pentru a schimba, pe cât posibil, că nimic nu se poate face de azi pe mâine și cu minuni, pentru a schimba calitatea învățământului. Nu suntem singuri în România, desigur că mai sunt universități cu grad de încredere ridicat și iată că elevii noștri au o paletă foarte largă de opțiuni, atât în zona lor, cât și dacă vor să meargă într-un centru universitar mare, puternic, au pentru ce opta. Deci eu nu sunt adeptul că neapărat trebuie să faci studii afară. De acord. Și afară se face învățământ în alt fel, după alte norme. Dar eu cred că ai noștri, da, sunt educațională puternică, încă. Da. Și cred că studenții noștri sunt obișnuiți cu un anumit stil de învățare pe care l-au asimilat de-a lungul anilor de învățământ preuniversitar.
N-aș vrea să li se urce la cap, dar să știți că nu numai că sunt obișnuiți cu un anumit stil, dar realmente avem o capacitate nativă de a învăța. Suntem un popor dăruit de Dumnezeu, cu copii inteligenți, cu copii cu care nu ți-e greu să încerci să dezvolți o temă sau alta. Încă absolvenții noștri, așa cum ne vorbește și ne bonegrește o anumită parte a presei, încă absolvenții noștri ocupă poziții cheie oriunde în lume. Avem absolvenți de Pitești care, iată, sunt profesori universitari în Statele Unite, în Franța, în Olanda, în Germania și au terminat școala la Pitești. Deci nu cred că e cazul să ne lăsăm foarte ușor manipulați de ideea că nu se mai face școală în România, trebuie neapărat să plecăm. Nu e adevărat, se face școală și se face școală serioasă. Iar de plecat, plecăm. Că se face școală, că nu, pentru că sunt multe alte elemente care ne îndeamnă la plecare. Așa este, aveți perfectă dreptate, școala românească este foarte bună, dacă nu ar fi așa, cei care pleacă de aici nu s-ar descurca atât de bine în străinătate, pentru că toți ajung să fie cel mai bun din clasă, cel mai bun din școală, cel mai bun din facultatea nu știu care. Rezultatele sunt remarcabile și sunt datorită bazei care a fost pusă în România, în învățământul românesc, nu altundeva. Da, încă se face școală și încă și marele atu este că avem cu cine face școală, avem copii deștepți. Copii care prind din zbor orice concept, orice noțiune, copii care pot abstractiza, cărora mintea le funcționează în analiza logică și deductivă. Așa este. Aș vrea să vă mai întreb ceva, răsfoind ghidul studentului UPIT. Am găsit aici că se oferă și vacanțe gratuite, tabere și de asemenea există un boboc camp în luna septembrie. Este de mare succes boboc camp-ul, pentru că acolo își pun sufletul pe tavă colegii mei de la Facultatea de Educație Fizică și Sport în primul rând, da. Și îi ajută pe boboci, că de-aia e boboc camp, da. Să se obișnuiască mai ușor cu viitorul lor ca studenți, îmbinând activitățile practice în aer liber cu activități mai puțin practice, mai teoretice, cu serii interesante în care se cunosc între ei. A fost într-adevăr un succes și este. Și este. Și se ține în fiecare an. Da. Deci eu zic că pentru studenții din primul an este un lucru extraordinar. Îi ajută foarte mult să se integreze, să se acomodeze cu noul program, cu noul stil de viață, cu independența, pentru că mulți vin și sunt cazați în căminele noastre. Să le spunem și acest lucru, că oferim și această posibilitate de cazare. Avem locuri de cazare suficiente, avem peste nivelul cererii, deci la noi nu stă nimeni să plângă pe afară că n-are unde să se cazeze. Sigur că da. Și ne-am îngrijit în fiecare an să renovăm, să înnoim, să îmbunătățim calitatea vieții în cămin. Relativ recent, în campusul unde există căminele, am instalat chiar și internet free pe bază de wireless, de antene, încât nu există colț în campus, să nu se poate conecta fără probleme. Că, știți cum e, în secolul ăsta al digitalizării, absolut. Internetul contează întâi. Absolut. Este nevoie de așa ceva. Aș vrea să vă întreb despre prezența studenților străini. Sunt studenți străini care optează pentru a studia la Universitatea din Pitești? Avem mai multe categorii de studenți străini care studiază la noi. Avem întâi și întâi studenții în an pregătitor, pentru că Pitești a fost dintotdeauna un centru de acumulare al studenților care vin pentru a se pregăti să studieze în România, adică să învețe o limbă română cât de cât rezonabilă și adecvată viitorului lor studențesc. Deci studenții în an pregătitor se chei de felul lor, de regulă, circa 170-200, uneori. Depinde, la an, după cum vine. Da. Pentru că ei sunt liberi să opteze. Însă noi ne străduim să fim atractivi și să scoatem Pitești înainte și să vină la noi. Este foarte important că suntem așa vizibili pe plan internațional și studenții din străinătate ne cunosc și își doresc să-și facă studiile la noi sau să-și le continue, depinde la ce nivel de pregătire sunt. Pentru că de-a lungul timpului noi avem o istorie în direcția aceasta. Universitatea din Pitești a fost între primele încă din anii 60 care găzduia studenți din Orientul Mijlociu, Africa, Asia, tocmai
De aici pleacă tradiția și implicit recunoașterea universității ca un centru pentru studenți străini. Dar noi avem doar pe aceștia, mai avem pe cei care vin la studii prin programul Erasmus, acum mobilitatea fiind foarte mare, în fiecare an avem studenți Erasmus. Ați fi uimit să aflați că din țări europene de prestigiu avem studenți francezi care vin la Pitești, avem studenți englezi care vin la Pitești și din țări în care colaborarea noastră se extinde, Egipt, am avut recent studenți din Egipt, din Iran, din Azerbaijan, deci e o paletă foarte largă. În campusul studențesc ei sunt o prezență evidentă, o prezență activă. Da, este foarte bine că se întâmplă acest lucru. Universitatea din Pitești are un loc aparte în peisajul universităților din România și iată și la nivel internațional. Ce gând le-ați adresat dumneavoastră studenților la început de an universitar? Nu au trecut decât câteva zile de când am reluat activitatea didactică. Păi eu întâi și întâi le doresc să își regăsească ceea ce au visat, să regăsească ce au visat în interiorul Universității din Pitești. După aia le doresc din suflet să fie un pic mai îngrijiți și să lupte pentru viitorul lor, să fie convinși că ceea ce vor acumula în termen de cunoștințe, de prinderi, competențele pe care și le vor forma în Universitatea din Pitești, le vor rămâne pentru toată viața și va fi o zestre pe care nu poate să le ia nimeni. Așa cum poți să pierzi toată averea într-o fracțiune de secundă dintr-un dezastru, ei, această avere intelectuală nu au cum să o piardă, le rămâne până la moarte și după aceea. Și în concluzie, deci le doresc să fie tari, să se țină tari, că nu va fi simplu, obstacole sunt multiple și regimul academic e un pic mai diferit decât cel din liceu, în sensul că pretențiile și nivelul de interacțiune este mult mai ridicat, dar să fie convinși că vor ieși cu bine la capăt. Da. O dovedesc toate generațiile de până acum. Sigur. Și nu în ultimul rând să-și trăiască și viața personală, pentru că vârsta e de așa natură încât ar fi și păcat să nu se bucure de acele momente când împreună cu colegii se duc și dezbat o temă științifică într-o bibliotecă mai puțin tradițională, la Garden Pub sau mai știu eu unde. Așa este, la Universitatea din Pitești toți își pot atinge potențialul maxim, este important să-și dorească. Universitatea este un spațiu academic competitiv. Ei trebuie doar să fie deschiși și să fie atenți la ceea ce li se oferă, să capete experiență și să-și dorească mai mult de la ei, pentru că universitatea le poate oferi foarte mult. Este important ca ei să ia ceea ce li se oferă și să folosească pentru dezvoltarea personală. Așa e, să nu fugă de provocări, să le ia în piept și să se lupte cu ele. Și nu în ultimul rând, eu le doresc din partea mea multă, multă sănătate, să-i țină Dumnezeu sănătoși pe ei și pe părinților și pe cei apropiați, pentru că împreună vor constitui în curând coloana vertebrală a acestei națiuni. Mulțumesc mult, domnule rector, pentru aceste momente în care ne-ați dezvăluit câte ceva despre viziunea Universității din Pitești și despre echipa dumneavoastră. Vă dorim mult succes și dumneavoastră în noul an universitar și ne dorim tuturor să fim sănătoși și să ducem la bun sfârșit ceea ce ne-am dorit întotdeauna, această carieră mult visată universitară și posibilitatea de a fi îndrumătorii studenților, cei care vor asigura viitorul țării noastre. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună în continuare. Vă mulțumesc mult de tot și îi asigur pe vâlceni că Universitatea din Pitești va fi din ce în ce mai prezentă în zonă. Mulțumim mult, domnule rector. La revedere! Numai bine! Așadar, stimați telespectatori, l-am avut alături de noi pe domnul conferențiar universitar doctor inginer Dumitru Chirleșan, rectorul Universității din Pitești. Îi mulțumim încă o dată că a reușit să fie alături de noi într-o zi atât de plină cum este ziua de luni la orice instituție de învățământ. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați avut răbdare să ne ascultați în tot acest timp.
În continuare, îl voi ruga pe colegul din emisie să pregătească festivitatea de deschidere a noului an universitar, care s-a desfășurat la filiala Vâlcea a Universității din Pitești. Eu îmi voi lua la revedere de la dumneavoastră acum, înainte de a începe difuzarea materialului. Ceea ce vă trebuie. Ca în momentul în care vă duceți la școală,
la 1 septembrie, atunci când va fi acel 1 septembrie, să știți fiecare dintre dumneavoastră ce aveți de făcut. Deci prima importanță aceea de prietenă este aceea că mi este dragă această facultate și vin cu respect pentru dumnealor și pentru dumneavoastră, cei care veți fi cadre didactice la 1 septembrie. Cea de-a doua ipostază este simplă. Nu se poate o deschidere de an universitar într-un municipiu reședință de județ fără participarea inspectoratului școlar. Prin doamna inspector școlar general Andra Bică, îmi permit, prin cuvintele dumneavoastră și prin calitatea dumneavoastră și prin calitatea pe care o am de purtător de cuvânt, să vă salut cu drag. Să vă spunem că întotdeauna inspectoratul, cel puțin în ultimii 4 ani, are porțile deschise pentru toată lumea. Așa cum știți, ca să vă puteți obișnui, există o mișcare a personalului didactic, care pentru noi începe din februarie cu afișarea cursurilor. Dumneavoastră, sfatul meu, prietenesc, este acela de a vă trata cu seriozitate practica pe care o fac în comunitățile de învățământ. Luați de la învățătorii metodiști, cei la care vă duceți dumneavoastră, tot ceea ce trebuie. Furați meseria. Nu vă învață nimeni cum să o predați. Dumnealor vă învață partea științifică, dar ca sfat, partea metodică se formează în timp și vine din acel ceva pe care trebuie să simțiți din interior pentru copii și pentru meserie. Să fii dascăl la cei mici, să știți că este un lucru foarte frumos. Am făcut 20 de ani lucrul acesta și l-am făcut cu drag. Dovadă stau generațiile care mă salută de fiecare dată sau mai nou acum în acest Facebook, îmi spun că am rămas de schimbat. Deci, nu vă doresc decât atât. Să vă bucurați de meserie în viitor. Să vă felicit că ați ales să deveniți colegi cu noi peste un an, doi, trei, că am înțeles că sunt și ani mai mari aici, nu numai boboci. Și să vă spun că la inspectoratul școlar veți găsi atâta timp cât suntem noi acolo, consilier. Un sfat vi-l putem da fără niciun fel de dificultate și lucrurile bune să știți că se construiesc împreună. Cred în educația vâlceană, cred în poziționarea pe care ne oferă învățământul din județul Vâlcea la nivel național și de asemenea, ca să-mi cer scuze că nu pot să stau mai mult, la ora 11 la Consiliul Județean, avem o ședință tehnică pentru că mâine, pentru prima dată în județul Vâlcea, domnul președinte Constantin Drădulescu organizează Gala Educației. Sunt 70.000 de lei vechi, 700 de milioane lei vechi, 70.000 noi, încă nu vine așa ușor, mi se pare o sumă fabuloasă, care se oferă învățământului vâlcean pentru prima dată. Lucrul bun se face cu cadre didactice deosebite. Ca să ajungi să iei premii, inclusiv la olimpiadele internaționale, trebuie să ai cadre didactice foarte bine pregătite. Sunteți la început, veți fi debutanți, vă veți bucura de grade didactice pe care sunt convins, așa cum le-am făcut și eu și le-am susținut, le veți face tot cu colegii aici prezenți și luați din această facultate esența și valoarea pe care o are. Vă felicit, vă urez un an universitar cu bucurii, cu rezultate, cu venit la cursuri și la laboratoare, pentru că de la dumneavoastră veți învăța ceea ce trebuie. Vă mulțumim de invitație și, ce să spun, lucrurile bune le facem doar împreună. Să aveți o zi bună. Așa cum am spus, parteneriatul dintre Universitatea din Pitești, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea este un extrem de solid. Înainte de a da cuvântul colegilor mei, să mai spunem câteva lucruri. Voi ați venit la cea mai mare facultate din cadrul Universității din Pitești. Pentru că noi avem undeva la 2100 de studenți, din care 100 de studenți străini. Noi avem facultate și program pregătitor pentru cetățenii străini, învățarea limbii române. Și avem cetățeni străini chiar de pe tot globul pământesc, la propriu, nu la figurat. Pentru puține țări au rămas care să nu fie, de unde să nu fie abonați studenți ca să
fi dorit să învețe limba română în vederea rămânerii la un program de master sau de licență pe teritoriul țării noastre. De ce vreau să vă spun lucrul ăsta? Pentru că sunt foarte multe acțiuni complexe. Pentru cei de anul întâi, ce putem face? Multe lucruri. O să venim în întâmpinarea dumneavoastră și cu un proiect roze, cei de ani mai mari, ca știu despre ce este vorba. Să nu care cumva să spuneți nu, pentru că trebuie în primul rând să gândiți că implicarea socială de care voi dați dovadă va contribui până la urmă la bunul mers al societății. De ce? Pentru că veți deveni un adult mai responsabil. Cei care ați făcut deja cu mine cursul de sociologie educație știți că asta mi-e formație și nu prea știu să vorbesc altfel. De asemenea, între noi suntem foarte, foarte diferiți profesorii. Medicina normal, va trebui să învățați de la fiecare cei mai buni. Și poate o să fie și pe ăsta nu vă plac în comportamentul nostru. Știți cum puteți să gândiți, cum să le transformați în elemente pozitive? Iar uite, chestia asta eu nu o să fac niciodată. Și tot ai învățat ceva. Da? Întotdeauna trebuie să găsiți părțile bune și să fiți mai optimiști și mai pozitivi. Un alt aspect la care eu chiar țin, în adevărat, sunt sal cuvântului, este cooperarea între voi. Conflictele au și ele un oarecare rol pozitiv, dar bine ar fi să încercăm să le eliminăm. Imposibil, dar cel puțin să le ducem la cote acceptabile. Pentru că domnul profesor Eduard Ionescu este în următorul 100 de ani pentru anul întâi, o să vă spun mai multe elemente cu caracter practic, de la ora până la grupuri, cum trebuie să comunicați, ce aveți de făcut. Sunt multe lucruri, dar însă doar experiență în a gestiona situații, poate nu foarte plăcute, dar am mai avut și astfel de situații. Există. Tocmai de asta vreau să vă spun că nu trebuie să mai avem astfel de situații. Competențele pe care vi le veți forma voi prin acest program de studii de licență, vă vor ajuta să vă integrați pe piața muncii într-o proporție covârșitoare. Cam 80% din absolvenții noștri se găsesc de muncă în domeniu. Puține facultăți se pot adăuga în lucrul ăsta. Chiar foarte puține. Știți bine, probabil că aveți prieteni care au terminat nu știu ce facultăți și îi vezi că lucrează orice altceva decât ceea ce au studiat. Și lucrul ăsta mie nu-mi face de nicio clare. Tocmai de asta va trebui să, știu eu, să deveniți cu adevărat profesioniști cât de bine pregătiți. Eu mă opresc aici. O să-i rog acum pe colegii mei să vă spună câteva cuvinte de încurajare, da? Ca să pornim pe tendințe din asta extrem, extrem de pozitive și nu uitați să vin la cursul. Că asta e foarte important. Da? Bun. Doamna profesoară? Bună ziua! Mă bucur să văd o clasă plină de tineri frumoși și sper să rămâneți așa până la finalul facultății, să nu obosiți, să nu vă consumați foarte mult aici, să vă faceți timp și pentru voi, să vă pregătiți cum trebuie, să fiți uniți. Ați auzit ce a spus domnul decan, că au fost situații și probabil că în orice facultate sunt situații în care colegial nu există relații extraordinar de bune, însă întotdeauna acestea pot fi gestionate dacă există înțelegere între voi și voi trebuie să veniți aici la facultate gândindu-vă că aveți de câștigat și că aici vă formați în continuare pentru o viață destul de grea în învățământ. Nu va fi o viață ușoară, ne vedeți aici zâmbim, dar viața în învățământ este o muncă continuă, o pregătire continuă. În pregătirea voastră veți termina aici facultatea, într-adevăr, licența, dar noi vă așteptăm cu brațele deschise și la programele de masterat, și la programele de grade didactice, și la alte cursuri de formare pe care le realizăm și de care veți avea nevoie, veți simți nevoia când veți fi profesoare, veți vedea. Deci, nu știu dacă v-am speriat, că urmează o perioadă în care veți învăța în continuu. De aceea încercați să faceți din a învăța o deprindere plăcută. Combinați utilul cu plăcutul. Încercați să vă deprindeți învățarea încă de pe băncile facultății. Încercați să luați de la noi informații bune, ne spunem că foarte bune, dar întotdeauna mergeți și completați aceste informații acasă prin studiul vostru propriu și aprofundat, pentru că facultatea asta vă oferă. Da? Vă oferă niște surse de informații pe care voi trebuie să le dezvoltați în continuare. Mergeți acasă în timpul vostru. Încercați de asemenea să vă dedicați studiului și în timpul liber acasă. Adică nu rămâneți doar cu ceea ce faceți în facultate, la orele de curs. Să fiți prezenți la orele de curs, pentru că vă va rămâne mult mai
bine am tipărit în minte informația pe care o primiți aici. Nu lăsați să se aglomereze în sesiune mult de învățat, să nu aveți, să nu vă lăsați mult de învățat în sesiune, pentru că nu veți face față. Materiile sunt stufoase și diverse. Și mai vreau să vă spun că vă felicit totuși că ați ales această meserie, acest parcurs, care va fi greu, dar și extrem de plăcut și plin de satisfacție. Veți vedea asta când veți deveni profesor, veți simți poate asta când veți merge în practică și veți sta în bănci alături de copii și veți vedea practic cum se întâmplă lecțiile în învățământul primar și preșcolar. Succes și ne vom întâlni! Sunt ce vreau să le recomand pomocilor, să treacă din etapa de elev când fiecare a încercat să ia o notă bună prin mai multe variante și să treacă în etapa de student, ceea ce presupune mult studiu individual. Nu știu cât la sută să vă spun, dar presupune mult studiu individual. Deci doar cursul și seminarul nu este întotdeauna de ajuns. Deci studiu individual, seriozitate, încredere în forțele voastre, pentru că aveți, Vâlcea este o echipă extraordinară, asta ca să vă spun sincer, și muncitoare. Deci fetele din, studentele din, au fost foarte, foarte muncitoare, cu toate că foarte multe au avut și familie. Ceea ce am văzut o caracteristică așa, specială față de celelalte filiale. Ceea ce vă pot spune, ca să vă încurajez pe cei din anul întâi deocamdată, vă spun că aveți la Vâlcea o echipă de profesori tineri, încă tineri, care vă sprijină, vă ajută. Aveți îndrumătorul de an, la fel, unde vă puteți adresa direct. Aveți prodecanul în relații cu studenții, aveți prorectorul în relații cu studenții, deci sunt foarte multe ajutoare, să spunem, și foarte multe solicitări și din partea noastră către dumneavoastră și din partea dumneavoastră către noi, care vor fi rezolvate cu siguranță. Nu fiți temători de cursurile de matematică, pentru că le vom realiza treptat de la zero și fără teamă veți întreba absolut ceea ce vi se pare că n-ați înțeles și vi se pare mai greu. Și încurajator o să vă spună și îndrumătorul de la anul 2 câteva lucruri ca să-i încurajeze un pic pe bobocii noștri. Succes în continuare și la fel de serios să fie și cei care acum sunt în an mai mare și de muncitori. Mulțumesc frumos! Eu am să fiu un pic mai sintetic, în primul rând, pentru că voi avea ocazia să stau cu cei din anul întâi ceva mai multă vreme și atunci împărtășim mai multe gânduri. În primul rând, vreau să vă spun celor din anii mai mari că mi-a fost dor de voi. Pe voi cei din anul întâi vreau să vă felicit că ați făcut o alegere, eu zic, cea mai potrivită. Să lucrezi în domeniul educației este o cinste și o onoare. Și acum depinde de fiecare parte cum înțelege lucrurile astea. Însă facultatea noastră cu adevărat formează cadre didactice de viitor, pentru viitor. Nu numai din punct de vedere informațional, dar și din punct de vedere uman. Aveți șansa să lucrați cu profesori de renume. Chiar dacă suntem tineri, majoritatea dintre colegii mei sunt recunoscuți și în afară, în afara granițelor țării, prin numeroasele studii pe care le-au realizat, prin colaborările și pe latura de Erasmus și de altă natură cu facultățile din afară. Deci eu zic că trebuie să fiți mândri de acest lucru. Și la rândul vostru să accedeți către
o asemenea postură, să deveniți și voi, la rândul vostru, cadre universitare. De ce nu? Noi formăm. Și iată, relația noastră... Așa avem nevoie. Aici suntem într-un laborator, să știți. De la început vă spun asta. Noi vom lucra. Colegii din anii mai mari, cred că vă pot și dovedi cu realizările lor, dar ei vă pot confirma că noi chiar lucrăm efectiv. Eu vă felicit că ați venit la noi în facultate. Vreau să vă spun că e important să vă bucurați de această etapă a vieții. E cea mai frumoasă etapă pe care o veți parcurge. Cazurile de care aminteau colegii mei înainte, acele cazuri mai speciale, au fost rare, foarte rare. Și este absolut normal și asta aduce ceva în plus în experiența noastră. Trebuie să trecem prin toate tipurile de relații ca să înțelegem profunzimea lucrurilor. Da? Așa că nu aveți de ce să vă speriați. O să lucrăm foarte frumos împreună. O să avem mai multe de discutat după ce să termină această întâlnire, așa că nu vă țin prea mult. Să fiți sănătoși, să fiți fericiți, să vă drămâiți energiile, o să fie totul frumos. O să vă placă, colegii voștri vă pot spune, și eu trec prin asta. Și nu au rămas cu sechele. Scoateți-o pe el. Sunteți la facultatea de știți ale educației. Trebuie să știți ce este educația, da? Mulțumesc, profesor. Da. Acum este rândul dumneavoastră. Și apoi o să termin odată povestea, să fie început eu. Cine dintre studenții din ani mai mari sau de la master vor să-mi spună ceva lucruri și ulterior și povești? Da? Cine? Care e? Bine ați venit în familia copii. Vă doresc mult succes în anul ăsta. Andreea, poate te prezinți, spui din ce an ești. Eu sunt doctor Andreea, sunt șefa de an a anului 2, anul acesta. Și, așa cum vă ziceam, vă doresc mult succes și vă spun că nu aveți de ce să aveți emoții. Este un început de drum minunat, alături de niște cadre didactice deosebite, care ne vor ajuta și pe noi la rândul nostru să devenim cadre didactice. Am puține emoții, nu știu de ce, de obicei nu sunt emotivă. Dar simt că nu am studiile pe mine. Puteți să apelați la noi, noi cei din anii mai mari, cu orice, absolut orice informație. Și noi am întrebat la rândul nostru, când eram la noi. Am găsit un suport real colegii noștri și ne-au ajutat tot timpul. Am făcut și anumite seminarii împreună. Și ce să vă zic? Mult succes! Și bine ați venit! Altcineva? Mai are curaj? Ei, vedeți? Hai! Practica, cei mai buni profesori de învățământ primar și preșcolar de la care să învățați. Și sfatul meu acesta este să mergeți atât la cursuri, la seminarii, cât în mod special la practică și să stați la practică printre învățători și educatoare, pentru că de acolo plecați cu informația. O simplă descărcare a unei planificări sau a unei programe de predidactic într-o nu vă ajută. Dacă acea planificare și acea program nu treceți prin propria dumneavoastră personalitate adaptată colectivului de elevi cu care lucrați, nu veți face treabă. Acolo sunt exemple ale celor care au experiență. Dumneavoastră de la clasele de aplicație trebuie să luați partea bună. Și vă spun eu fără să mă audă colegii de aici, de la copilul.
E ușor dacă aveți sufletul deschis și sunteți făcuți să fiți dascăli. Vă mulțumesc de invitație! Cine mai are curaj dintre dumneavoastră să mai spuneți ceva? Daniela! Nu mă întrebesc pe Daniela. Eu încerc să mă simt la medicină. Este al 5-lea de ce sunt aici. Sunt student în ultimul an la master. Este mai puțin de măcălătă la medicină, dar este de măcălătă. Am știut și matematică, cu domnul Iescu, cu domnul Langa și cu doamna Lazar. Am știut cu aproape de tot ce sunt din facultate. Toți sunt foarte treabă în bazul nostru. Orice cu ei, trebuie să veniți la cursuri în mare măsură, să mergeți la practică, dar dacă veniți la cursuri, deja o să știți cam 70%. E regulă, eu mă simt bine aici, îmi pare rău că se termină în ultimul meu an. Nu se termină, Daniela. Nu se termină. O să dau și grade. Am dat și gratitarea. Am luat gratitarea, că nu sunt profesor titular de lipsa posturilor, dar am luat și, sincer să vă spun, nu am învățat foarte mult acasă decât ce am învățat în facultate. Mie nu-mi place să mă simt acasă. Dacă veniți la curs să-l sunteți așa și vă dați interesul, este imposibil să nu terminați. N-am fost un elev de 10, dar n-am fost nici de 6. Am fost bine, am învățat și la fără taxă. Prima n-am fost cu taxă, am învățat, am trecut și la fără taxă. Acum sunt la masteriață, n-am fără taxă. Deci dacă vă dați ființa și veniți și vă implicați, e imposibil să nu reușiți. Nu vreau să vă spun de ce m-am înscris la facultate. Ești în anul? Eu sunt anul 3, da. Și cred că o să mai continuăm, că asta îmi doresc. Vreau să vă spun că m-am înscris pentru că vreau să formez caracterul, să modificăm comportamente astfel încât să transformăm personalitatea. O să vedeți voi, de asta este vorba, să atingem dimensiunile cognitive, afective. E bine, limbajul e mai puțin, aici cel mai puțin. Da, eu vreau să vă spun că, uite cum a spus și profesorii, trebuie să ne pregătim și separat. Pentru că nu putem să asimilăm foarte multe informații doar de aici. Pentru că, da, rolul facultății nu e acela ca în liceu. Trebuie să știm să ne dezvoltăm noi. Acum, ce pot să vă mai zic? O să vă zic că profesorii sunt, exact cum a zis colega, de treabă. Da. Sunt profesori diferiți de la alte facultate, unde am mai fost eu. Sunt mai apropiați de noi și puteți să vă găsiți sprijin din partea lor. Atât. Din partea mea. Da, am de mult. Da. Cineva a întâlnit? Cine are curaj? E, acu' e testul. E cineva așa de curajos? Nu am întâlnit cât să ia cuvântul? Aveți din partea asta. Hai că vedeți, mă izăm? Da. Nu mai sunt chiar atât de boboc. Okay. Eu sunt deja absolventă de o facultate și master. Am terminat literele. O să spun de ce am ales eu pedagogia. Am văzut că îmi plac foarte mult copiii de-a 5-a. De ce? Pentru că vin de la învățători și sunt mult mai apropiat de cadrul didactic cu cei de generală. Cei de-a 6-a deja se schimbă, știu că li se schimbă profesorii, nu mai au legătură atât de strânsă cu profesorii. Cu toate că eu eram de română și petreceam destul de mult timp cu ei. Am și predat, deci am intrat și în rândul cadrelor didactice, îmi prezesc în concediu de maternitate, pun în practică ce am învățat și acasă, am fetiță de 6 ani și una mizantă, mulțumesc la fel. Sper ca aici să găsesc același sprijin pe care l-am găsit și la litere, în cadrul acelei și universități. Eu am colaborat foarte bine cu profesorii din fața mea. Seriozitatea a fost și din partea mea și din partea dânșilor, adică prezență la cursuri de vreo 90 și ceva la sută și am învățat foarte multe lucruri. Sper că aici să-mi completez cunoștințele și sper să nu avem probleme în cadrul grupei, adică și cu colegii să colaborez foarte bine, exact cum am făcut-o și până acum. Personal sunt deschisă spre colaborare, adică sunt persoana care ajut și sper să găsesc și eu sprijin dacă o să am nevoie. Dar nu știu cum am prezentat, Alexandra Ianoș.
Așa că, dacă să vezi ajutor de la mine, eu o să fiu deschisă. Și sper să găsesc sprijin de care am nevoie în cadrele didactice și apoi să pot să transmit un mai departe. Acolo este piatra de temere. Vă spun imediat de ce, că acum că nu mai doamna inspector între noi. Ei au rol de îndrumare, dar și de control. Dar inspectorul, să știți că nu poate să dea sancțiuni. Dar fără ei, nu știu lucrurile astea. Și cum să supără pe voi? Ești ceva. Bine la inspectorat, mai nu. Ăștia sunt obligați să ia de sesizare și vin în inspector la școală. Iar asta este un stres foarte mare pentru un cadru didactic. Când te trezești dimineața, cum se anunță? Da? Te trezești dimineața cu o comisie. Da, nu contează pe ce vă spun imediat, acum au de 12, că l-am avut zi fie, da? Te trezești cu 2-3 inspectori care țin frumos la oră și încep planificarea, cei de animale o să știți, cei de anumici o să pricepe, planificarea, proiectele de lecție, ai tot portofoliu didactic, cu CV, cu nu știu ce, le-ai pus, bine să nu are nimeni la tine niciodată. De ce? Pentru că dacă te ocupi de ele să le faci chiar la zi, nu mai ai timp să predai, nu mai ai timp să mai citești nimic acasă, să fii capit, dar bun, trebuie făcute și ele, dar niciodată nu poți să le fii fix la zi. Și atunci e o problemă. Te trezești tot, ești ușor penalizat. Motive. Nu mi-a lăsat copilul să duc la toaletă când a vrut el. Asta e o problemă cu care chiar o să vă confruntați și serios. Da? Pentru că unii sunt isteți, unii copii. Și când au chef de oră, doamna modulator, doamna modulator. Când vreau, mai vreau 10. Tu știi lucrul ăsta. Și încerc să reglez toate aceste lucruri din mers. Par banale sau ce are mă, că sunt de joacă. Nu, astea sunt lucruri serioase cu care voi chiar să vă confruntați. Mi-a furat pixul, mi-a dat peste mână, mi-a pus piedică, nu mă mai înghiotește, nu mă lasă să lucrez. Trimiteți-l pe ăsta de acasă. Vă pot da mii de exemple de asta, de la un moment dat, stau mintea în loc. Deci câte lucruri sunt într-o școală. Ăsta, să știți că este unul din elementele care vreau să vă, o să vă luptați. Nu doar conținutul științific trebuie să-l oferiți copilor, ci, exact cum vă spunea colegul vostru, mai trebuie să învățăm să-i modelăm, da? Din punct de vedere comportamental, psihologic, aici e greu de tot de lucrat. Nu e ușor deloc, dar sigur sunt convins că o să faceți față. Ce vreau să vă mai spun, vedeți că noi să venim în întâmpinarea noastră tot fel de oferte de burse. Mai întâi, luăm așa, bursele de merit, burse de performanță ce avem noi, aici trebuie să învățați. Aceste burse de merit se dau semestrial, țineți minte, da? Adică tu dacă ai luat note bune pe semestru 1, ai mari șanse să te duci pe semestru 2 cu cursă. Dar la anul ai pierdut-o, semestru 3 sau semestru 4. Nu rămâne până la final. Subvenția, ca să nu faceți confuzie, subvenția, adică așa de-ați intrat fără taxă, te duci tot anul. Dar în anul 2, dacă n-ai notele potrivite, pierzi acea subvenție și intră. Deci face diferența între bursă și subvenție, că de multe ori se face confuzie. De asta am ținut să vă spun. O să venim în întâmpinarea noastră în foarte scurt timp cu oferte de burse Erasmus. Vă spuneam deja pe vreodată nostru ceva. Ce înseamnă? Înseamnă că oferim stagii de training, practic, într-o altă universitate. Avem o grămadă de contracte cu multe, multe universități din lume. Dar numai că am o problemă aici. Avem o problemă. Abia trimitem 10 copii pe 30 de locuri. Din toată facultatea, gândiți-vă, din 2000, abia găsesc 10. Motive. N. Prima. Limba străină. Așa că rugămintele mergeți la cursurile de limbă străină, pe care le-au venit și noi ca din facultăți. Și îmbunătățiți-vă și voi aceste competențe lingvistice, că sunt extrem de importante. Și multe alte lucruri cu care noi o să vă ajutăm, o să vă și solicităm. Și țineți legătura strâns și cu, atât cu doamna secretară Ioana, cât și cu domnul secretar Laurențiu, care tot timpul pe aici și vă ajute cu tot felul, să nu vă aud că n-am știut, n-am văzut. Asta nu există. Dacă vrei să știi, le afli. Noi le punem pe net toate informațiile că sunt publice. Le primiți pe grupurile de WhatsApp, aveți din linul ăsta, pe grupurile de Facebook, pe grupurile de mail, orice tip de informații. Până când aflați informația din timp, să nu spuneți că n-ați fost informat. Că și asta este un lucru cu care n-am mai confruntat, dar mai era, e adevărat ca să nu. Ăsta fiind spuse, hai să fim mai vesel acum, dacă v-am văzut. Vă urez mult, mult succes. De mâine începeți cu școala. Urmăriți și voi orarul, țineți legătura și cu profesorii, pentru că uneori se întâmplă să nu putem poate ajunge. Dumnezeu știe de ce, că mai sunt situații, mai ședințe, mai drumul prost, mai vremea ciudată, țineți legătura strâns cu cadre didactice, astfel încât să nu veniți nici voi degeaba, din caz să nu putem ne ajunge din cine și de ce motiv. Da? Noi suntem disponibili, tot timpul am reușit să comunicăm cu voi, dar de obicei se ține legătura prin șeful de an. Pentru ce de an, eu să vă spună domnul profesor cum luăm legătura cu cadre didactice. Întrebări, ceva?
Avem? Îmi place când tot este foarte clar. Aici, ca profesor, îți spui un drag, ai o dilemă. Ori n-am înțeles nimic, ori ai explicat totul perfect. Nici atunci nu știi cum să dai. Da? Eu acum sper că a fost totul foarte clar, pentru că aveți atât de puțin cunoștință despre ceea ce veți face la facultate, încât n-aveți ce să întrebați. E, după prima rundă să curgă tot felul de întrebări, dar noi vom fi aproape și vă vom răspunde. Pas cu pas. Mult succes! Anul întâi rămâneți cu domnul profesor. Ne vom revedea săptămâna viitoare cu o nouă emisiune Cultura și Educația între trecut și viitor. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!